Doamnelor și domnilor, urmează gala de acordare a premiilor celei de-a 12-a ediții a concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, București 2017. Ne face o deosebită onoare ca în acest cadru festiv să amintesc membrii jurului care au evaluat lucrările muzicale intrate în competiție. Președintele Comisiei, domnul colonel Aurel Gheorghiță, șef al Serviciului Muzicilor Militare și inspector pentru Arma Muzicii Militare, maestrul Ulpiu Vlad, compozitor, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București, maestrul Dan Dediu, compozitor, profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București și președinte al secției de muzică instrumentală și multimedia din cadrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, maestrul George Națis, compozitor, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și președinte al secției de muzică jazz al acesteia, maestrul Ionel Tudor, compozitor și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și al Consiliului Director al acestei instituții și dirijor al Big Bandului Radio. Cu acordul dumneavoastră, invităm în scenă pe maestrul Ștefan Gheorghiu, președintele Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România. Și pe domnul colonel Aurel Gheorghiță, șeful Serviciului Muzicilor Militare și inspector pentru Arma Muzicii Militare, pentru înmânarea premiilor. Cu acest prilej dorim în mod deosebit să mulțumim Casei Maestății sale Regelui Mihai I și Alteței sale Principelui Radu al României, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, instituții fără al căror sprijin moral și financiar constant, acest concurs nu ar mai fi avut loc. Premiul de popularitate se acordă lucrării Trilogy Romanian March a locotenent colonelului Marius Firica. Premiul este în valoare de 500 de lei. La secțiunea aranjament orchestrație, mențiune ex aequo se acordă astfel. Compozitorului Eugen Nicolae pentru aranjamentul la lucrarea Sanctuary of the Heart de Albert William Kettleby. Se pare că domnul Eugen Nicolae nu este prezent. Și domnului locotenent colonel Florea Daniel pentru aranjamentul la lucrarea Afganistan Tuareg de Phoenix. Premiul este în valoare de 600 de lei. Felicitări! Premiul 3 la secțiunea aranjament orchestrație se acordă compozitorului Bogdan Fronea pentru aranjamentul la lucrarea Jandarmul și extraterestrii de Raymond Lefebvre. Premiul este în valoare de 800 de lei. Felicitări, domnule Bogdan Fronea! La aceeași secțiune, premiul 2 se acordă domnului locotenent colonel Marius Firca pentru aranjamentul la lucrarea nocturnă pentru corn și orchestră de Gheorghe Păunescu. Premiul este în valoare de 1000 de lei.
Urmează secțiunea compoziție. Mențiune se acordă lucrării Trilogy Romanian March, compusă de domnul locotenent colonel Marius Firca. Premiul este în valoare de 800 de lei. Ne bucurăm că nu mai am mai concurat la alte secțiuni, almite riscant să ne ia toate premiile. Premiul 3, tot la secțiunea compoziție, se acordă domnului general în rezervă Ionel Croitoru pentru lucrarea Marșul Marii Unirii. Premiul este în valoare de 1000 de lei, domnule general. Felicitări! Premiul 2 se acordă ex aequo astfel. Domnului colonel în rezervă Gheorghe Vulpe pentru lucrarea Recunoștință. Domnul colonel Vulpe. Felicitări, domnului colonel! Compozitorului Florian Mihai pentru lucrarea Se aude glas peste Carpați. Premiul este în valoare de 1200 de lei. Doamnelor și domnilor, în acest moment vă rog să-mi permiteți să invităm în scenă pe doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naționale și pe Alteța sa regală, Principele Radu al României, pentru înmânarea premiului întâi la secțiunea Aranjament Orchestrație și premiului întâi și marele premiu al concursului Iosif Ivanovici la secțiunea Compoziție.
Premiul întâi la secțiunea Aranjament, Orchestrație se acordă domnului general în rezervă Ionel Croitoru pentru aranjamentul destinat Orchestrei Simfonice de Suflători la lucrarea Telefon Galop de Iosif Ivanovici. Premiul este în valoare de 1600 de lei. Rugăm pe doamna Otilia Sava să mâneze premiul. Doamnelor și domnilor, premiul întâi la secțiunea compoziție și marele premiu al celei de-a 12-a ediție a concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, București 2017, se acordă domnului Valentin Mandric pentru lucrarea Șoarecele și pisica. Premiul de compoziție Iosif Ivanovici este instituit de Casa Maestății sale Regelui Mihai I al României și este în valoare de 2200 de lei. Rugăm pe Alteța sa regală, Principele Radu al României, să înmâneze premiul domnului Valentin Mandric. Permiteți-mi să-l invit pe maestru Ștefan Gheorghiu, președintele Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, să rostească câteva cuvinte cu acest prilej. Alteța voastră regală, excelențe, onorat auditoriu, 186 de ani are această instituție muzicală. Oare câte instituții europene se pot mândri cu activitate continuă? Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor în România este onorată să aibă posibilitatea să sprijine prezența acestor artiști interpreți de excepție ai României în acest palat al muzicii, un simbol al culturii naționale române și al Europei. Acești artiști trebuie să fie cunoscuți în țară și în străinătate. Avem cu ce ne mândri, avem contribuția noastră în plan european și ei sunt cei care au această misiune. Vă invit să îi aplaudăm pe acești soldați ai păcii și armoniei. Invităm pe doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naționale, să rostească câteva cuvinte cu acest prilej. Vă mulțumesc! Alteța voastră regală, doamnelor și domnilor, muzica reușește să construiască punți în sufletele oamenilor mai ușor decât noi reușim, pe tăcute. Se spune despre ea că este magia și Hristosul care vine în sufletul nostru atunci când toate lucrurile tac. În această seară a fost o seară de magie pentru că am fost legați în aceeași poveste. Muzica a fost firul roșu care a cusut o seară minunată, creată de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și, nu în ultimul rând, de creatorii care au fost premiați în această seară. Încă avem oameni care creează, și pentru că unul dintre marșurile care au fost în această seară premiate au fost Marșul Unirii,
Aș vrea să ne gândim că această stare de spirit, de împreună, ar trebui să fie starea noastră în acest an, când România împlinește 100 de ani, celebrează 100 de ani, comemorează 100 de ani de la începerea, de la bătăliile mari, de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Și pentru că vorbim despre soldații ai păcii, aș vrea în ultimul rând să-mi închei cuvântul, spunându-vă că în această seară, alături de noi, undeva în lojele din spate, se află luptătorii României în teatrele de operații. Vă rog să vă ridicați, băieți! Departe, Costel Stanciu este moldovean și știu că a bătut mult și lung drum până aici. Este o bucurie de fiecare dată să-i avem alături de noi și să știți că așa cum creatorii de astăzi au fost premiați, și ei sunt creatorii păcii noastre, însă pacea ca și liniștea este o stare pe care nu mai simțim pentru că o avem. Mă opresc aici, vă mulțumesc tuturor pentru că în această seară ați fost alături de noi și am împărțit împreună o seară magică. Vă doresc sănătate! Și celor din spatele nostru le dorim tot timpul să fie motorul care ne duce înainte. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-l invităm pe Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, să rostească câteva gânduri cu prilejul acestui minunat festival, Alteța voastră. Doamnelor și domnilor demnitari ai statului român, înalt preasfințiile voastre și domnilor reprezentanții ai Corpului Diplomatic acreditat la București. Este pentru a doua oară când Templul Regal al Muzicii, Ateneul Român, găzduiește muzica militară în tot ceea ce are mai bun în timpul prezent. Despre competența și talentul lor, despre patriotismul și generozitatea lor, nu e nevoie de spus nimic, fiindcă ele se aud și se văd din plin în acest concert. Dar dumneavoastră și cu noi nu suntem aici doar pentru a aduce respectul nostru militarilor ori muzicienilor militari. Ei nu ar fi fost astăzi aici dacă n-ar purta în bagajul lor de memorie 150 de ani de când regele Carol I a așezat pe un temei modern această armă, la numai un an după venirea sa în țară. Aceasta vorbește de la sine în privința importanței pe care el o dădea simbolului muzicilor în Armata Regală. De asemenea, așa cum vi s-a spus mai devreme, această artă, ca și această armă, servesc țara de aproape două secole, fără 11 ani. Este un singur lucru de spus legat de performanța lor. Prezența muzicilor militare nu are legătură doar cu arta. Este cunoscut de secole și probabil de milenii, dacă am fi avut documente scrise, că probabil ingredientul din viața noastră care inspiră în cel mai înalt grad patriotismul și curajul este muzica. Ei sunt o parte din ceea ce a fost de atâția amari de ani încoace apărarea și rezistența pe care armata a
performat-o pentru binele națiunii și pentru ca noi, în 22 martie 2017, să fim tot aici. Cinstelor! Doamnelor și domnilor, în minutele următoare vă invităm să audiați cele trei piese care au ocupat pozițiile prime în clasamentul concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, ediția 12-a. Lucrarea care a întrunit cele mai multe voturi ale publicului, obținând astfel premiul de popularitate, o cunoașteți deja, se numește Trilogy Romanian March, compoziția domnului locotenent colonel Marius Firca. Ne vom bucura de colaborarea corurilor reunite ale Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul și a cadeților Centrului de Instruire pentru Muzici Militare, având ca invitați grupul vocal format din militari de profesie, pasionați însă de muzică și de cântul coral, membri ai bazei Sprijin Logistic Muntenia. Textul marșului aparține domnului plutonier ajutant Iulian Onica. La pupitru, dirijorul prim al orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, domnul colonel Liviu Voicu. Thank you.
criză sau război. Animali suntem de-un singur gând, nimic nu se mișcă fără noi. Drumul este al nostru aliat, cu mașini curate noi pornim. Sprijinul logistic neîncetat, oportun și prontul oferit. Logistica, logistica, asta
Mulțumim foarte mult orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale și formațiilor corale. Vă invităm în continuare să ascultăm lucrarea care a obținut premiul întâi la secțiunea Aranjament Orchestrație. Este vorba despre Telefon Galop de Iosif Ivanovici. Aranjamentul pentru Orchestra Simfonică de Suflători aparține domnului general Ionel Croitoru. Premiul întâi la secțiunea compoziție și marele premiu al celei de-a 12-a ediție a concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, București 2017, a fost acordat domnului Valentin Mandric pentru lucrarea Șoarecele și pisica. Audiție plăcută! Thank you.
Alteța voastră regală, înalt preasfințiile voastre, excelențele voastre, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mulțumindu-vă pentru că ne-ați fost și astăzi alături și cu speranța că și în anul viitor, la cea de-a 13-a ediție a concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, ne vom afla pe aceeași minunată scenă a Ateneului Român. Organizatorul acestui concurs, domnul colonel Aurel Gheorghiță, șef al Serviciului Muzicilor Militare și inspector pentru arma muzici militare, thank you.
Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o seară cu bine. La revedere, să ne vedem la anul. O seară cu bine.